Cabinetul de pneumologie al doctoriței Gabriela Popovici continuă cu succes la Roman programul Stop Fumat, în directa coordonare a Institutului Național de Pneumologie Marius Nasta București. Intrarea în program costă 100 de lei, medicația fiind gratuită. Programul Stop Fumat se derulează cu succes în cadrul cabinetului de pneumologie, particular tot dr. Popovici Gabriela, cu același sediu în policlinică etajul 2, camera 77. Colaborăm foarte bine cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta București. Am rămas incluși în rețeaua de tabacologie națională și am primit medicația corespunzătoare pentru programul național Stop Fumat. Intrarea în program a rămas tot 100 de roni, nu s-a schimbat, iar medicația o primesc pacienții gratuit. Totodată beneficiază de consultații gratuită, inițială, după o lună de tratament și la sfârșitul celor două luni de tratament, inclusiv spirometria gratuită și măsurarea monoxidului de carbon, tot gratuit. Se face la început și la sfârșitul tratamentului. Mai bine de 98% dintre pacienții care intră în programul Stop Fumat reușesc să se lase de fumat după maxim o săptămână. Pacienții noștri sunt mulțumiți, programul are efect, rezultatele până în prezent sunt 98%, deci cam 98% din cei care au luat medicația s-au lăsat de fumat. Avem doi pacienți care, unul n-a vrut să renunțe la fumat, a luat și medicația și a continuat să fumeze și în concluzie n-a avut efect, iar unul a plecat în străinătate și l-am pierdut pe parcurs, nemai răspunzând la telefon. Pacientul, când se adresează nouă, se înregistrează datele lui personale, se transmit codificat la Institutul Marius Nasta, iar prin telefon colaborăm permanent. Eu am numărul lor, ei au numărul meu, orice se întâmplă, suntem puși la curent. Și cei care colaborează și țin aproape, succesul este de 100%. Tratamentul aplicat pacienților care doresc să se lase de fumat are nevoie de consolidare cel puțin jumătate de an, timp în care pacientul nu simte nevoia să fumeze. Urmând acest tratament, se lasă sigur după 7 zile, dar consolidarea tratamentului este obligatorie de 2 luni. Pentru a renunța definitiv. Asta este problema, că această afecțiune, dependența de nicotină, nu dă imunitate ca alte afecțiuni. Odată întrerupt tratamentul, pe o perioadă de 6 luni, pacientul nu mai simte nevoia fumatului, dar după aceea, dacă întâmplător încearcă din nou să fumeze, introducând fumul în plămâni, se formează din nou receptorii pentru nicotină și o luăm de la capăt cu fumatul, la fel cum a făcut-o în adolescență. Programul Stop Fumat a fost accesat la Roman încă din anul 2009 cu succes, timp în care zeci de pacienți care au urmat tratamentul împotriva fumatului s-au lăsat de acest viciu care dăunează grav sănătății. Doctorița Gabriela Popovici susține însă că pacienții trebuie să dea dovadă și de foarte multă voință pentru a scăpa de fumat și de consecințele sale în planul sănătății, dar și în cel material.